Bună dimineața, ne-am fixat reperele. Așa, stați așa. Domnule, în studiourile Buftea, studiourile Media Pro, Metro Goldwyn Mayer, Bendea Studios s-a unit ca să vă dea vouă o imagine bună. Adică imaginea e cum se vede, important e ce dăm cu papagalul. Bună dimineața, vă salut, cum sunteți? Plouă, plouă și trecut de... Șt, ora 10. Soacră mea încă doarme, nu-și revine din șocul de-aseară, mă. Să fii tu în primăvară europeană pentru 3 minute și după aia totul să se întoarcă. E disperată cu CFR-ul. Țineți-mi pumnii, nu știu ce-o fi. Vă salut. Mă tot gândeam. Totuși suntem 5032 pe canalul ăsta. Trebuie să-mi fac un salut, o formulă de adresare când ne întâlnim. Nu pot să zic dragi români precum Iohannis. M-am gândit să zic ca... Bartolomeu, un alt preasfințitul de la Cluj, cum începea el predica, iubiții mei, nu merge nici asta, așa că vă zic, no, servus, no, servus, plouă, plouă și trecut bine de ora 9 și de ora 10, dacă nu mă grăbeam să pun pe YouTube, trecea și de ora 11, că n-am fost în formă azi dimineață, că n-am avut cafea, n-am trezit soacra să-mi facă. Eu nu mă prea pricep la cafele și voi nu mi-ați mai trimis. Pe buymeacoffee.com/nicubendea nu mi-ați mai trimis cafele. Înțeleg că urmează să luați cadouri de sărbători. Sunt niște costuri suplimentare, dar totuși, când aveți vreme, aduceți-vă aminte și de mine, donați o cafea și treaba să pune în mișcare. Merge mai bine treaba, da? Oricum, aveți grijă de mine. Aveți grijă de mine. V-am zis că analizele nu e și prea strălucitor. Și cu ficatul trebuie să am grijă și voi mi-ați dat sfaturi, mulțumesc, de asta vorbim, de asta e aici comuniune, mai mult decât o comunitate, mi-ați spus, începând de la leacuri naturiste până la acupunctură, ce trebuie să fac și mai ales ce să evit. Alcool nu, carne nu, dulciuri nu, mai rămâne să-mi interzic că doctorii să vorbesc cu voi. Că din cauza faptului că vorbim aici și e subiecte frumoase și dialoguri frumoase, crește ficatul în mine de bucurie. Da, crește de bucurie. Cafele pe buymeacoffee.com/nicubendea puteți să dați când aveți bani. Dacă nu, o să dea Klaus Iohannis. Sper să dea Iohannis să-mi dea niște cafele, că iar e la Bruxelles, cum zice Cioloș, iar mai aduce de acolo ceva bani. El cum merge? Cum îi dau aia 80 de miliarde? Acum au luat o plasă de la Ludovic Orban, una cu nominalizarea premierului și una de rafie, să aducă de acolo niște bani, că îi dau bani bruselezii, numai să plece. Luni de la 11 încep consultările la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului. Luni la 11, bă, toată lumea e la 8 la servici, el de la 11, că se obosește zilele astea la Bruxelles și începe de la 11, câte o oră cu fiecare partid. O oră PSD, o oră PNL, o oră USR, o oră AUR. Să mai uite, poate alege o brățară la doamna Carmen. O oră UDMR, eu n-o pot udămără, și o oră cu minoritățile naționale. Așa îi plăcea pe vremuri și lui. Să stea câte o oră și să ia bani pe meditație și să, în fine, nu știu ce o ieși, o să vedem. PSD oricum pregătește guvernul din umbră. Guvern din umbră? Vă dați seama, premier Rafila. Săracul Rafila, după ce a stat în izolare, mare expert în microb și microbiologie, după ce a stat în izolare din cauza că nevastă s-a beteagă de SARS-CoV, și el a făcut guvid. Băi, ce chestie! La sănătate, PSD-ul ar pune ministru pe Cercel. Păi normal, dacă avem atât aur în Parlament, putem să ne permitem o pereche de cercei, da? La economie pe ministru Tudose. Ăsta face economie de bani, economie de vorbe. Economie de vot că n-ar face el. Și la agricultură pe cine? Pe cine ar pune PSD-ul din umbră la agricultură? Pe ministru, bravo, Petre Daia. Mi-dor de Daia să ne povestească de aia și să se plimbe cu aia. Nu știu ce ieși. În fine, aurul e la putere acum. Aseară la televizor, pe toate posturile, aur. Sclipea televizorul meu, pe ce punea, era tot aur. La TVR aur, la Antena 3 aur, la Realitatea aur. Bă, m-am enervat. Zic, hai să pun pe un canal de muzică. Am pus pe Edno TV și acolo era aur. Aur, el, Tămas, nu mi-i drumul Clujului. Totul e de aur în țară la noi. Totul este de aur. Bă, ăștia de la aur au reușit o performanță. La Constanța, soț, soție, au intrat în Parlament. Ea deputat, el senator sau invers, nu contează. Vă dați seama ce frumos? Merg la serviciu cu aceeași mașină, mănâncă la cantina Parlamentului, deci nu mai trebuie să gătească doamna. Deci e o treabă super ok. Soț și soție în Parlament.
Ăia habar n-aveau. Și ce faceți în Parlament? Păi o să ne batem pentru, o să, și să, dar ce vă recomandă? Păi noi am făcut partidul ăsta cu neamurile, cu prietenii, deci trebuie să continuăm și în Parlament. Acum ar fi fost o pauză de cafea, luam ceașca de cafea aia cu unicorn, beam, nu-i cafea, dar sperăm, pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mai bem și apă de ploaie, ce să facem? Când te gândești că Valeriu Nicolae a candidat independent pentru Camera Deputaților, cred că în București, a luat vreo 16.800 de voturi, de 80 de ori cât ministrul Izmană, sau de 20 de ori cât ministrul Izmană, Gabriel Oprea. Și mai lipseau 31 de voturi să intre în Parlament. Nu vedeți ce nedreptate? Aia intră s-o soție, ăsta săracu, și-a făcut campanie singur din 2000 de euro, campanie bazată pe voluntari și pe voluntariat, Valeriu Nicolae. Ca să fiu politically corect, îi rom cu doi de râ, dar nu contează, e un mare caracter, eu îl urmăresc pe Facebook. A făcut o grămadă de lucruri pentru persoanele defavorizate din Ferentari. Își rupe din timpul lui liber să fie acolo. Pregătește, bine, împreună cu alții, masa pentru copii amărâți, îi meditează, merge până ghetouri, până canale, îi ajută, îi scoate din lumea seringilor. Deci e un om de care Parlamentul ar fi fost mândru să-l aibă acolo. Da? Și n-au reușit pentru 31 de voturi. Eu dacă eram în București, îl votam, pe cuvântul meu. Au zis că votează peste 4 ani, se candidează peste 4 ani. Poate îmi fac flotant și nu mă las și îl votez. Merită, merită. Sunt câteva nume în România asta care nu trebuie să fie lipite de vreun partid. Bine, el a fost în USR Plus. O văzut care-i treaba. A fost consilierul Lucioru și îi poartă respect în continuare. În plus a fost, de fapt, Valeriu Nicolae. Să nu uităm de numele ăsta. Și dacă tot nu a ieșit în Parlament, cei care puteți să-i dați o mână de ajutor, de la o canapea până la ceva de mâncare, până la tablete, rechizite pentru copii pentru care face atâtea sacrificii, vă rog frumos, nu ezitați. Nu ezitați, faceți asta. Faceți asta. Poate dă și Bobby Păunescu un leu. Și că Bobby Păunescu e în spatele aurului. Băi, lau, ce să-i faci? Bobby Păunescu, obișnuit cu săpăturile după aur de când săpa la Bârlădeancă. Acum aurul e la suprafață, că a făcut partid. Oare mai e în top Forbes 300? Mai e? Bobby Păunescu, că pe vremuri avea vreo 200-300 de milioane de euro. Sau că am schimbat și în top. Sau că am schimbat pozițiile. Pe primul loc e Daniel Dines, ăla care crește unicorn la Uipaț. Crește unicorn, are o hergelie frumoasă de unicorn, așa, mai roboți ei, dar te pun pe gânduri. 7 miliarde 700 de milioane de lei. Noi? Nu vechi. Pe locul 2, frații Pavel de la Dedeman. Eu am tăzis și v-am tăzis, mă, ăia profesor de matematică. Cu cât or fi dat meditația, că și eu când dădeam meditație aveam acolo un tarif, mă, dar totuși să faci de meditații de matematică un imperiu, orice ai avea în plan, hai vino la Dedeman, pe locul 3, Țiriac, 6 miliarde 500. El a zis așa, zice, lasă-le încolo de autostrăzi, a zis Țiriac, oricum nu avem nevoie de ele, că a fost el nu știu ce laborator și a zis că în 50 de ani o să circulăm pe bază de energie. Așa că am scăpat, ne-am spălat pe mâini, deci autostrăzi nu ne trebuie, școli nu avem și spitale nu mai construim. Că în 50 de ani ceva s-a întâmplat. Cel puțin cu generația noastră știm ce o să se întâmple, vorba lui Ticu, mare nucu. Peste 50 de ani, mare nucu la Ajungar, da? Țiriac, ce-i pasă lui Țiriac, că nu-i pe locul 1 în top? Că el iubește, nebunește. O iubește pe Irina Deleanu, care e îndrăgostită și ea până peste cap de Țiriac. Păi ce contează acum 36 de ani diferență dacă omul e potent financiar în top 300? De la gimnastică ritmică, îl bagă pe Țiriac în ritm. Asta e cu iubirea. Și așa, și la puterea dragostei, a revenit Livian, s-a despărțit de Florina sau Florentina și acum ci că se iubește cu Ligi. Că tata nu, i-o zis, ai grijă, ai grijă pe cine iubești. Nu mai trece pe la fete de alea care fac ni videochaturi. Avăla. Na, vineri, se termină săptămâna, de azi în două săptămâni Crăciun, o zis Arafat. Crăciun fără colindători. Ei, colinda chiar doamna cu motocoasa. Să nu-ți bată la ușă colindătorii, să-ți bată miliția să te întrebe. Ai declarație. Ce vremuri. Ce vremuri de restriște trăim. Dar mă bucur că ne întâlnim aici pe canal. Mulțumesc de abonare. Clopoțelul o să vă sune și mâine în jur de 11 când mai punem ceva aici pe canal. Cafea la buymeacoffee.com/nicubendea. Când aveți chef,
și când vi se face dor de o faptă bună. Mulțumesc de urmărire, scuze de deranj, toate cele bune și un weekend pe măsura sufletelor voastre, care știu că sunt mari.